Pasiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM. Bun găsit din nou, suntem la expertul Misiunea Verde și expertul nostru de astăzi este doamna medic pneumolog Beatrice Mahler, directorul Institutului Marius Nasta din București. Bine v-am regăsit, mulțumesc din nou că sunteți alături de noi. Și astăzi avem o serie de întrebări foarte interesante de la ascultătorii noștri, dar aș vrea să vă întreb, să vă adresez eu o întrebare cu care am rămas încă de data trecută. Cine sunt mai afectați de poluarea aerului? Între adulți, copii sau cei care au deja niște boli cronice? Aș pune pe primul loc copiii, pentru că sunt cei mai fragili. Ei sunt în creștere, plămânul lor se dezvoltă până la vârsta de 7 ani și atunci orice particulă care ajunge în plămânul lor poate să determine reacții inflamatorii care fac plămânul să reacționeze diferit. Pe de altă parte, particulele de poluanți care ajung din traficul rutier ajung prima dată la nivelul lor de înălțime. Deci sunt cei care intră cel mai în cantitatea cea mai mare în contact cu particulele de poluanți de pe stradă. Pe a doua categorie sau al doilea nivel de risc îl au persoanele care au afecțiuni deja, fie pulmonare cronice, fie cardiovasculare, pentru că deja poluantul este un factor suplimentar care grăbește evoluția unei afecțiuni, deteriorarea organului respectiv și practic pierde ani din viață mai repede o persoană care trăiește într-un aer cu poluanți decât o persoană care are aceeași afecțiune de a trăiește într-un aer curat. Și sigur că da, oricare persoană este la risc dacă trăiești într-un oraș. Da, se pare foarte important să reamintim că cei mai afectați sunt copiii și să le spunem părinților să nu mai vină cu mașina, poate de fiecare dată la școală, poate găsesc alte variante, să nu mai stea cu mașina pornită în fața școlii. S-a dovedit, s-a măsurat că în jurul școlilor se regăsesc cele mai multe, cea mai mare poluare și că, de fapt, copiilor respiră un aer extrem de poluat, care înțeleg că duce până la urmă și la probleme de dezvoltare în capacitatea lor de a învăța sau de a reacționa. Orice modificare a organismului, a echilibrului organismului pleacă de la afectarea unui singur organ, pentru că organismul funcționează ca un tot întreg, iar funcționarea, deși pare poate în afara subiectului emisiunii, am să spun că există un triunghi extrem de bine echilibrat între plămân, inimă și creier, un triunghi care este reglat de sistemul endocrin, dar și de presiunea cu care aerul intră în plămân, de aceea este foarte important să respirăm corect și să respirăm un aer curat. Să o ascultăm acum pe Ilinca. E o întrebare la care recunosc nici eu nu m-am gândit până acum. Eu știu că, cel puțin în perioada toamnei, când încep să circule mai multe mașini, probabil și din cauza școlii, se formează mai multă poluare din cauza autoturismelor. Chiar aș vrea să știu cum stă treaba în poluarea în funcție de anotimpuri. Da, e o întrebare foarte, foarte bună. Interesantă. Într-adevăr, da. Sunt studii și studiile sunt mondiale și le-am replicat și am făcut calcule și pentru România este perfect valabil. Nivelul de poluanți crește toamna și iarna. Cea mai poluată lună de regulă este luna februarie, cu scăderea nivelului de poluanți undeva în mai. Lunile de vară au nivel scăzut de poluanți și legate pe de o parte de activitatea pe care o avem și cred că este foarte mult legată de perioada de concedii din perioada verii, pentru că în perioada pandemiei, când activitatea a fost întreruptă, nivelul de poluare din aerul atmosferic a fost foarte jos, adică în limite normale. Haideți să mai luăm o întrebare la fel de interesantă, care vine de la Emilia. Poluarea cauzată de gaze de eșapament e mai periculoasă față de cea din construcții sau arderea deșeurilor? Poluarea este periculoasă în funcție de ce substanțe inhalăm în momentul în care tragem aer în piept și fiecare aduce nivel de risc diferit, dar și nivel de afectare diferită. Pentru că particulele de materie PM2,5, PM10 s-au dovedit a fi mai riscante pentru persoane care sunt predispuse la boli respiratorii de tip bronșită, BPOC, astm sau hipertensiune arterială.
pe când substanțele care sau gazele care au în compoziție dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi, sunt cele care sunt corelate mai mult cu riscul de cancer. Și pe unde le regăsim aceste noxe, ultimele dintre ele? Ultimele sunt în apropierea zonelor industriale, uh-huh. adică în periferia orașelor. Primele sunt mai mult în zona de trafic intens din orașe. Bun, că tot vorbim despre trafic, haideți să vedem ce ne spune Marius. Stai cu motorul pornit, nu-ți e teamă de poluare atmosferică? Cât poate să polueze că stau 5 minute cu motorul pornit? Pe 5 minute el, 5 minute următorul, cred că fiecare din noi este primul lucru pe care putem să-l facem, să avem o conduită corectă față de mediu, pentru că până la urmă aerul respectiv îl respiră copilul nostru care ajunge la mașină, părintele și de ce nu și noi. De asta spuneam că este foarte important să avem, de poluarea indoor suntem responsabili noi, de poluarea outdoor sunt responsabile autoritățile, dar nu pot face fără noi. Și atunci să ne oprim motorul la mașină, să facem curat în fața casei, pe trotuarul din fața casei, să plantăm un copac, să avem grijă de o floare. Sunt lucruri simple, aparent banale, dar care ajută la scăderea nivelului de poluanți. Mulțumesc pentru astăzi, ne reauzim cu Beatrice Mueller și săptămâna viitoare despre aer. Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.